Ne-ar fi întinși la maximum nemulțumiri, reguli încălcate și decizii luate pe loc. Așa poate fi caracterizată acțiunea organizată astăzi de Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaș pentru evacuarea sălășenilor care și-au instalat tabere pe malul lacului Vârșolț. Doamna Ispas, ne aflăm astăzi la o acțiune inedită pe lacul de acumulare Vârșolț. Aș vrea să ne spuneți despre ce acțiune este vorba. Mai este o săptămână până la deschiderea sezonului de pescuit. Și AJVPS Sălaj împreună cu apele române și jandarmeria încercăm să asigurăm condiții de pescuit decente pentru pescarii noștri, membrii asociației, și facem o verificare a malurilor lacului, pentru că conform regulamentului nostru de pescuit pe Vârșolț este interzis construcția de adăposturi, colibe, cum vreți să le spuneți. Nu este permisă rezervarea de locuri, deci nimeni nu are ce căuta pe malul lacului în momentul acesta. Deschiderea este sâmbătă dimineața, în 31 mai. Atunci așteptăm membrii noștri asociației pescari să vină la pescuit cu tot dragul. Dar până atunci îi rugăm din suflet, nu au ce căuta pe malul Vârșolțului. Organizați acest control și în condițiile în care știu că aici pe malul acestui lac vin foarte mulți oameni. Mulți dintre ei stau până toamna târziu. Nu știu cât este de legală chestiunea asta. Păi nu este legală. Regulamentul nostru interzice. Noi și eu personal nu sunt de acord cu taberele de vară, pentru că nu mi se pare normal ca, să zic, 20-30 de pescari să dețină monopolul asupra malurilor lacului. Pe malul lacului, departe de ochii lumii, au apărut peste noapte corturi, multe improvizate, dar și rulote în care unii stau din mai și până toamna târziu. Stau oamenii la iarbă verde, dar lacul Vârșolț nu e lac de agrement. Și malurile sunt pentru pescari, lacuri de agrement pentru pensionari. Îmi pare rău. Deci tot ce e aici va dispărea astăzi. Ori le luați dumneavoastră, ori le luăm noi, alegeți. Cum doriți, e alegerea noastră, dar tot astăzi va dispărea de aici. Din păcate, e foarte greu de înțeles că la noi, pe malurile lacului Vârșolț, este interzis tabere, sunt interzise taberele, așa numite tabere, că nu știu cum să le spun. Norocul nostru e că porțiunea asta este a apelor române și nu este pământ privat. Deci, practic, aici e interzis, nu are voie să stea nimeni. Deci nu are cine ce căuta la ora asta aici. Aici ar trebui să fie liniște și pace, deci nici măcar picior de om să nu fie în zona asta. Uitați-vă, peste tot sunt locuri ocupate. Deci așa ceva se întâmplă în fiecare an. În fiecare an venim, în fiecare an le spunem, în fiecare an le adunăm. Am adus și jandarmii cu noi. Deci uitați-vă, nu este loc. Deci dacă în 31 vine un pescar care vine de la servici, să zicem, sau mă rog, să stea 2 ore la pescuit, nu are unde sta. Uitați-vă, nu mi se pare normal ca un om să monopolizeze locul de pescuit. Nu mi se pare normal și nu-i etic. Uitați ce rămâne după ei. Vă dați seama cam câtă curățenie facem noi într-un an de zile, cât adunăm și câtă muncă. Deci credeți-mă, nu știu ce să zic, nu mai am cuvinte, și crăcane pe malul lacului, deci astea nu au ce căuta aici. În momentul ăsta cu jandarmii vom aduna și cu pasnicii noștri vom aduna absolut tot ce e aici. Le vom pune în mașina AJVPS-ului pentru că sunt lucruri abandonate, deci efectiv nu au plecat probabil când au văzut că venim cu barca. Probabil că da. Le vom lua, le vom duce la sediul AJVPS și să vină fiecare după a lor să ne demonstreze că sunt a lor, cu factură, cu tot, și să vină să și le ridice. Dar eu le-aș distruge. Deci cinstit vă spun, eu le-aș da foc. Situația a devenit tensionată. Primul caz vine voi, gata. Nu? Ne mutăm astăzi. Vă rog frumos, n-are rost să vorbiți obraznic cu noi. Noi încercăm să fim tu civilizați. Vezi tale, tu vezi de-a tale, auzi? No. Vrem să fim civilizați, da? Tu vezi de-a tale. No. Domnul, dar nu vorbiți așa, urât. Întrebați-i pe ei. Acolo, cum se branconează acolo, ei la dig. Ale întrebați. Nu că fi și mie interviu, că stau cu căsuța ții. Întreabă cum branconează ei la dig, aia întreabă. Aia care lucră acolo, aia care la stat, întreabă cum bagă plasă ei. Spune. Să bagă cu mașina în apă.
N-a zis niciodată, nici nimeni n-a zis nimic. Regulamentul de pescuit păvârșos. Da. Nu vă cer altceva. Exact. Toată lumea, nu numai da, noastră. Cât de vin aici? Au corturi improvizate în zona noastră de protecție. Deci nu, tot să treacă în terenul proprietate privată. Dacă vor. Din 31 deschidem sezonul de pescuit și atunci poate să intre cu corturi. Cu corturi fără rulote, nu cu rulote, nu construcții. Deci nu au voie nici cu rulote, cu nimic, nu? Nu? În zona asta nu. Deci în zona de proprietate privată îi lăsăm, de aici în zona noastră a barajului nu. Mai rămân după ei și mizerii, rămân restul? Rămâne foarte multă mizerie. Foarte multă mizerie. Păi vedeți ce construcții își fac. Dar eu cred că vin aici mult și stau din perioada asta până toamna târziu. Stau până și iarna, sunt care stau până în gheață.